Vă salut, dragi prieteni! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. În minutele următoare am să vă prezint ce mănâncă zilnic călugării. Vom descoperi dieta sfântă care este secretul longevității. De asemenea, vom vedea și ce beneficii are pâinea pusnicească, pâinea pe care și-o prepară singuri călugării. Călugării, mai ales cei de pe muntele Athos, sunt renumiți pentru viața lor îndelungată și pentru sănătatea pe care o au. Se pare că totul se datorează dietei și stilului de viață pe care îl duc. Ei nu fac excese alimentare, nu consumă carne și țin toate posturile de peste an. Călugării nu se hrănesc cu mâncăruri procesate din supermarketuri. Mănâncă împreună, în liniște, fac mișcare și sunt mai concentrați pe aspectele interioare, care țin de suflet și de sinele lor. Dieta călugărilor, cunoscută drept și dieta mediteraneană, este o rețetă minune pentru viață. Nu numai că ajută organismul să se ferească de boli, dar ne ajută și să slăbim dacă avem probleme cu greutatea. Dieta este prezentată în volumul The Mount Athos Diet, scris de Richard Story, Sue Todd și Lottie Story, trei nutriționiști faimoși. Dieta este simplă și se bazează pe împărțirea celor 7 zile ale săptămânii în 3 perioade alimentare distincte. 3 zile de moderație, 3 zile de post și o zi de sărbătoare. Programul alimentar fiind alcătuit din 3 modele ușor de urmărit pe durata unei săptămâni. Cum spuneam, sunt 3 zile de post în care se mănâncă din belșug fructe și legume, urmate de alte 3 zile de moderație, în care se poate savura tot ce este mai bun în alimentația mediteraneană, inclusiv ulei de măsline, pește și chiar vin roșu. Iar la final este o zi de festin, în care se pot consuma în voie orice alimente. Această ultimă zi de dezlegare, după cum anunță și denumirea, este momentul de răsfăț, când putem gusta, însă tot cu moderație, de la carne roșie, ciocolată, prăjituri sau alte băuturi bahice, de data aceasta în afară de vin roșu. Așadar, cu un plan de dietă simplu, rețete, meniuri și sugestii de adaptare a ei, la care se adaugă îndrumări privind exercițiile fizice, meditația și starea de bine emoțională, dieta de la Muntele Athos poate să ne transforme corpul și mintea pentru a ne ajuta să slăbim, să avem o formă fizică bună și să trăim mai mult. Dieta este potrivită celor care vor să slăbească într-un mod sigur și sănătos, celor care vor să-și păstreze suplețea pentru tot restul vieții și celor înclinați să reducă riscul de îmbolnăvire. În mod tradițional, călugării de la Muntele Athos nu consumă deloc carne, mănâncă foarte puține lactate, pește doar în zilele de ospăț și beau puțin vin roșu, produs local, în podgoriile de pe dealurile grecești. În zilele de moderație este permisă o alimentație sănătoasă, în stil mediteranean, bazată pe alimente proaspete, sărace în grăsimi. Pe lângă fructe, legume, semințe, nuci și leguminoase, se pot consuma lactate, ulei de măsline, pește, fructe de mare, pui și ouă. Sunt interzise însă zahărul, alimentele procesate și carnea roșie, dar este permis consumul la 2 pahare mici de vin roșu. În zilele de post nu se pot consuma produse lactate, pește, carne, alcool, ouă sau ulei. Sunt permise doar porții mici de fructe, legume, fructe oleaginoase, precum nuci, fistic, alune, caju, migdale, semințe și leguminoase, linte, fasole, năut și mazăre. În ziua de ospăț, este permis consumul oricărui aliment dorit, însă cu atenție la cantitate și la dimensiunea porțiilor. Iată și câteva exemple de meniuri. Într-o zi de moderație, puteți consuma la micul dejun musli cu ovăz și fructe de pădure, măr răzuit sau alte fructe proaspete de sezon, suc de lămâie, lapte sau apă și alune sau nuci. La prânz, puteți consuma o supă de pui cu pâine din făină integrală.
La cină, un cartof dulce, copt, cu măsline, brânză feta și salată verde. În zilele de post, la micul dejun puteți consuma grapefruit, la prânz supă de legume cu o felie de pâine din făină integrală, la cină puteți consuma fasole cu roșii proaspete și salată. Ca și gustări, puteți consuma legume crude. Tot în zilele de post, la micul dejun puteți servi musli, la prânz supă de linte, la cină cartof copt în coajă cu salată de varză, cale și morcovi. Gustările pot consta în boluri mici de nuci, semințe și fructe de pădure. Vă mai puteți face supă de morcovi și coriandru pentru prânz, iar pentru cină, în zilele cu moderație, salată de pui cu dressing de iaurt grecesc și chiar și un pahar de vin alb. Autorii regimului spun că zilele se pot succeda în orice ordine, pentru ca dieta să fie adoptată cât mai firesc, fără să fie percepută ca o corvoadă. Mesele care se iau în cadrul mănăstirilor, de două ori pe zi, reprezintă o extensie, o completare a unei zile obișnuite, se arată în volumul amintit. Se mănâncă în liniște, în timp ce călugărilor li se citește din Sfintele Scripturi. Produsele care ajung pe masă sunt crescute în grădinile mănăstirilor, iar viața monahală presupune moderație în toate, inclusiv în felul în care se ia masa. Nu în ultimul rând, călugării duc o viață activă, muncind în aer liber, pentru a-și asigura traiul de zi cu zi, iar toate aceste reguli pot fi aplicate cu adaptările necesare și stilului de viață modern. Richard Story, unul dintre autorii cărții The Mount Athos Diet, care a vizitat an de an călugării de pe muntele Athos în ultimii 15 ani, a ajuns la concluzia că acest tip de regim alimentar ar putea funcționa la fel de bine pentru toată lumea. Iată ce declară acesta. Călugării se numără printre cei mai sănătoși oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer și aproape fără cazuri de Alzheimer, iar după ani în care am trăit printre ei, pot spune că dieta lor joacă un rol important în starea de sănătate. De fiecare dată m-am întors de la muntele Athos mai slab cu câteva kilograme, mai sănătos și cu un tonus mai bun, dar niciodată nu am simțit că aș fi făcut vreun efort sau că aș fi fost privat de ceva anume. Am testat dieta călugărească pe mai multe persoane ca să vedem dacă este eficientă și în cazul unui stil de viață modern. Eu am slăbit aproape 10 kg. Toată lumea a slăbit, a explicat Story pentru Daily Mail. Specialistul crede că acest regim este mai ușor de adoptat pentru că nu presupune să îți supraveghezi drastic consumul de calorii. În timpul testelor, la finalul primelor 3 sau 4 săptămâni, s-a observat că lipsa oricărei presiuni legate de caloriile consumate face mai simplă trecerea peste pragurile psihologice ale regimului. Ajungi să te obișnuiești cu ceea ce mănânci și după o vreme se potolesc și se schimbă și poftele pentru preparatele din zilele de dezlegare. Multe dintre persoanele care au ținut acest regim au ajuns să nu mai simtă nevoia produselor procesate cu mult zahăr, așa cum obișnuiau la început, a mai precizat Story. Un alt secret al călugărilor este pâinea pusnicească. Este unul dintre cele mai sănătoase alimente. Una dintre cele mai vechi rețete de pâine din România este cea a pâinii pusnicești sau a pâinii fără coacere. Este unul dintre cele mai sănătoase preparate românești și este recomandat pentru o viață echilibrată și sănătoasă. Cu toate acestea, pâinea pusnicească este ignorată de foarte multă lume, care o preferă pe cea din magazin. Care este povestea acestei pâini? Încă din cele mai vechi vremuri, atunci când oamenii mâncau simplu, dar sănătos, pâinea pusnicească făcea parte din dieta zilnică. Se spune că acest tip de pâine stă la baza tuturor rețetelor de pâine din zilele noastre. Acest tip de pâine nu necesită coacere, iar pentru sănătate este un adevărat elixir. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, pâinea pusnicească nu mai este gustată decât de preoți și pusnici, de unde-i vine și numele.
În mănăstiri, zilele de post și nu numai, pe mesele călugărilor se găsește acest deliciu culinar. Chiar dacă la prima vedere pare straniu, cu cât tehnologia avansează, cu atât mâncarea de zi cu zi devine mai toxică. Această afirmație este confirmată în mare măsură de beneficiile pâinii puznicești. Aceasta contribuie la curățarea colonului. Un alt beneficiu este că odată consumată, această pâine echilibrează nivelul glicemic. Conține numeroase vitamine, ferește organismul de numeroase boli. Cum se prepară pâinea puznicească? Spuneam că nu este nevoie de preparare termică. Pentru a face acest tip de pâine, avem nevoie de făină integrală și apă. Coca obținută din amestecul celor două ingrediente trebuie să fie tare. Apoi, aluatul se pune într-un loc uscat și cald, la dospit, circa 7-8 ore, iar temperatura la care se lasă la uscat să nu depășească 30 de grade Celsius. Este important să știi că nu este bine să o consumi înainte de 10-12 ore după ce s-a uscat. O poți mânca atunci sau o poți lăsa să se întărească și mai mult, obținând pezmet. Pâinea puznicească trebuie introdusă în dietă în mod treptat. Cei care au un stomac tare o pot consuma ca atare, iar pentru cei cu anumite probleme se recomandă ca grâul să fie măcinat în ziua pregătirii. Nu se folosește pentru prepararea acestei pâini făină din magazin. Diabeticii trebuie să pună jumătate făină integrală de grâu și jumătate făină integrală de porumb și, bineînțeles, apă. Nu trebuie amestecată cu niciun alt tip de cereale. Pentru cei cu probleme la dantură, se recomandă să o înmoaie în apă înainte să o consume. Trebuie consumată numai asociată cu alte alimente crude, cum ar fi sfecla roșie, morcovul, salata verde, urzici, pătrunjel, conopidă, dovlecei, dar și semințe crude de floarea soarelui, ori dovleac, alune, nuci. Călugării o consumă ca atare, ca pezmet poate fi păstrată cu lunile, dar și în supe și ciorbe. Rețeta acestei pâini vine tocmai de la Sfântul Antonie cel Mare, 251-356 după Hristos, călugărul care a trăit 105 ani, însă se pare că monahul, la rândul său, o aflase de la alți puznici creștini din zona orientală. Dragi prieteni, mă opresc aici. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Pe curând!